Primarul Suceavei, Ion Lungu, a declarat că administrația locală va finanța în continuare echipele de handbal și fotbal în limita posibilităților pentru ca acestea două să poată funcționa în continuare în Liga Națională la handbal, respectiv Liga a doua la fotbal. Aveau discuții cu domnul rector Popa, sigur una din temele de discuții va fi legate de finanțarea echipei de handbal. Rămânem consecvenți, deși aș dori să vină și alții alături de primărie. Nu numai primăria nu poate face față singură la finanțarea la handbal, la fotbal și la celelalte sporturi. Deci vom încerca să vedem ce putem face în continuare, dar ar fi de preferat, din păcate, nici capitalul privat nu mai este așa cum era odată alături de echipa de handbal, rămâne toată responsabilitatea pe primărie. La fel la echipa de fotbal, au rămas una în Liga Națională și una în Liga a doua la fotbal, uite că mai ține Dumnezeu și cu cei mai păcătoși, așa. Avem două echipe, ca să spun așa, care au posibilitatea să facă performanță, fie că discutăm de handbal sau discutăm de fotbal. Dar și aici, la fotbal și la handbal, din păcate, nu prea mai vine nimeni să se implice în această activitate cu sponsorizări, cu, știu, să fie acționare acolo, totul cade pe spinarea primăriei. În ceea ce privește căutarea de sponsor pentru cele două grupări, sucevenii Ion Lungu a spus că nu este treaba primarului să facă asta, ci a patronilor de echipe. Da, e delicată problema, vedeți cazuri care sunt azi, nu mai știi cum spui problema, nu. Eu fac asta, trebuie să discute patronii de echipe, nu primarul, discută care sunt sponsori. Eu spun că ar fi de dorit să vină și alți sponsori, acționari în finanțarea activității sportive. Nu eu ca primar caut sponsori. Trebuie să-i caute, da, trebuie să-i caute echipele ca atare, nu primăria. Obiectivul pentru noul sezon competițional este clar, a mai spus Ion Lungu, evitarea retrogradării. Obiectivul este foarte clar pentru amândouă, să rămână în Liga a doua și în Divizia Națională. Deci dacă al dată la handbal spuneam să joace, nu știu unde, Challenge Cup sau unde jucau ei, data asta se rămână în Liga Națională.